Tată a patru copii, Daniel Gog este cât se poate de familiar cu mediul afacerilor din România. Un autodidact născut a cunoscut și perioade de succes, dar a gustat și din disperare. Nimic însă nu a fost la întâmplare, spune el. Vorbește mult despre Dumnezeu și vorbește drag. Nu știe ce îi rezervă ziua de mâine, dar știe sigur care-i sunt prioritățile. Daniel, ai fost întotdeauna propriul tău șef? Nu, n-am fost întotdeauna propriul meu șef. Am lucrat pentru alții, cu alții. Mi-am dorit să fiu propriul meu șef. Ce te-a fost să iei frâiele în mâini și să încerci ceva nou? Da. Ceva riscant? Ceva care să te solicite la maxim, dar care să-ți aducă și satisfacție? Ca să încep ceva nou, am avut nevoie de bani. Ceva veritabil, oarecum. Ceva de la să începi cum trebuie, cum se spune. Atunci când m-am căsătorit, am știut că e momentul, pentru că aveam ceva bani de la nuntă. Și am zis, acum e momentul să încep. Și primul meu business, cu adevărat business, cu act în regulă, a fost... am vândut ochelari de soare la mare. Am fost la Mamaia 3 luni de zile și am făcut vreo 1000 și ceva de dolari. Cred că 1700, dacă mi-aduc aminte. Eram bucuros. A fost un business în care am avut un singur angajat și soția mea și cu mine. A fost perfect. A fost și la mare, ne-am distrat. Deci ai simțit cumva de mult timp chemarea asta de a face tu ceva mai bine decât de a răspunde doar în fața unui... Dacă vreți așa o întâmplare haslie în... Șef. Cred că aveam 7 ani, eram la bunica și de atunci aveam în mine simțul ăla de a face bani. Și cum să fac bani? Am vândut pur și simplu, am ieșit pe cărarea din fața casei cu o sămânță de floarea soarelui. Și am reușit să vând câteva sămânță pe care bunica o avea de ceva vreme acolo uscată și am pus-o în cornet, era pe Ceaușescu și eram super încântat, am banii mei, cu banii mei, a fost prima mea afacere. Crezi că trebuie să fii dăruit pentru asta sau poate să o facă oricine? Cred că poate să o facă oricine cu multă disciplină, dar cred că trebuie să și fii hăruit. Ai nevoie uneori de nervi de oțel. Business-ul nu înseamnă numai vârfuri, înseamnă și multe văi. Și cred că trebuie să ai curajul sau să ai puterea atunci când ești în vale să urci înapoi spre vârf. Și de aia cred că uneori e bine să fii și hăruit, că altfel nu prea reziști. Deci mentalul e foarte important, o minte puternică. Da, mentalul și Dumnezeu. Că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, dacă nu l-ai pe Dumnezeu categoric, nu reziști, dar cu multe compromisuri și multe lucruri răte care ești nevoit uneori să le faci dacă intri în business. Dar când ai pe Dumnezeu, îi spui Dumnezeu toate lucrurile, Doamne, eu am ajuns aici, nu vreau să fac anumite compromisuri și atunci am văzut mâna lui Dumnezeu de multe ori. Te încrezi în El în orice situație așadar? În momentul ăsta, da. Au fost momente în care am încercat să rezolv lucrurile cum am știut eu mai bine. Și cum a ieșit? Rău de tot. Rău de tot, dar tot Dumnezeu a fost Cel care și-a întins mâna. Până la urmă m-am întors spre Dumnezeu, mi-am întors fața spre El și am știut că nu El m-a scos la liman. Crezi că a fost lecții pe care Dumnezeu a vrut ca tu să le înveți? Sau crezi că a fost pur și simplu un rezultat al alegerilor pe care le-ai făcut tu? Și nu pot să spun. Cel mai mult a fost rezultatul alegerilor mele. Alegeri greșite. Dorința mea de a face bani cu orice preț. Și uneori Dumnezeu te lasă să te bați cu capul. Și plătești, ai niște consecințe ale alegerii tale. Sunt niște consecințe. Uneori consecințele sunt binecuvântare, dacă ai stat în cuvântul lui Dumnezeu. Alteori îți lecții. Lecții extrem de usturătoare. Extrem de usturătoare, dar Dumnezeu să știe că iubește și pe oameni de afaceri. Așa zic eu. Care era pielea mea. Care era scopul tău primordial atunci când ai intrat în această afacere? Bani. Să faci bani?
bani. Aș vrea să zic, mi-ar place, dar asta e ceva. Nu cred că nimeni nu intră ca să facă bani, să-i ajute neapărat pe săraci sau să facă lucrarea lui Dumnezeu. Cred că toți oamenii, când încep un business, se gândesc la ei, să facă bani. Unii oameni vor să facă bani cu orice preț și calcă tot în picioare. Unii ești tentat să calci tu. Ești tentat. De câteva ori am făcut și eu greșeli. Îi mulțumesc Dumnezeu că m-au pus cu picioarele pe pământ. Ai ales profitul și te-ai ales cu nopți nedormite? Întotdeauna când ai un business, să știi că vin nopțile nedormite, dar pentru că vrei să muncești, vrei să faci ceva. Ca să faci un business bun înseamnă de multe ori sacrificiu. Uneori noi plătim un tribut oarecum comunismului. Cel puțin eu plătesc un tribut pentru că ne-am învățat business-ul adevărat cum se face. Și atunci l-am învățat pe parcurs. Și orice proces de învățare presupune și multe greșeli. Da, și multe eșecuri. Da. Sigur că după aceea mi-am făcut școală de business. Mi-am dorit foarte mult să învăț și tehnic cum se face business-ul. Acolo mi-am dat seama că multe lucruri le-am făcut bine, fără să au fost intuiția. Și parte le-am greșit și mi le-am corectat. A fost foarte bine că mi-am făcut școala, dar nu vreau să fac prozelitism. Vreau să spun, dacă nu era Dumnezeu, cu toată știința, cu toată tehnica de business care o am, nu eram aici, cel puțin nu eram aici. Cum te-ai ales domeniul acesta, care este unul dur, este greu, este un domeniu în care există concurență peste tot și care, așa cum multe alte domenii sunt afectate, a fost și el afectat de criza din ultimii ani? Practic nu l-am ales eu. Te-ai ales el pe tine? El pe mine, da. Eu mi-am ales alt business. Mi-am ales alt business. După ce am făcut primul meu business, am venit de pe litoral. Aveam un apartament. Am făcut o greșeală, mi-am băgat toți banii în renovarea apartamentului. Și la un moment dat m-am trezit cu 8 milioane de lei vechi sau 800 de lei, banii noștri. Și știam că vreau să fac business, știam deja ce vreau să fac și m-am speriat cum o să fac bani cu banii ăștia. Nu mai aveam mașină, mașina lui tata. Tata mi-a spus, avea mașină, dar mi-a spus, eu vreau mașina înapoi. Și am început să... Un prieten făcea distribuție de cabluri electrice și conductori de bobinaj. Și făcea doar în două județe, mi-am dat seama că e o pâine bună de mâncat, am fost la câțiva clienți și am început, transportam cu trenul și cu ocazie, transportam câte 40 de kg de sârmă într-un sac și mergeam la ocazie ca să... O întâmplare azi, mi-aduc aminte că am pus vreo 500 de kg pe bagaj la Dacia, era de vai și mă de capul ei și era polei pe jos. Și am intrat într-un șanț și când au venit oamenii să mă ajute să scoată, nu știu de ce nu iasă mașina, că eu aveam 500 kg pe lângă mașină. Mașina avea 900 de kg și... Na. A început să-mi ia treaba. Ce îmi doream eu atunci, în momentul ăla, să fac bani. Mulți bani. Mulți bani. Și nici măcar... Mergeam la biserică. Mergeam la biserică, din cauza că lucram foarte mult, am început să mă duc în timpul săptămânii mai rar. Nu mi-am făcut o problemă, am zis, fac un sacrificiu o vreme, dar o să se merite, la un moment dat o să mă opresc. Am început să-mi neglijez familia, mă trezeam dimineața la 6, plecam de acasă, ajungeam seara la 10-11, aveam o fetiță pe vremea aia. Și am ajuns duminica să nu mă duc la biserică. Nici nu mi-am făcut acea problemă, dar motivația mea era de ce să mă duc să dorm în biserică, mai bine dorm acasă. Am neglijat orice fel de activitate în care eram înrolat în biserică. Dar și familia, prin prezența mea foarte slabă acasă. Soția mea creștea fetița, am încercat să o implic în business, dar destul de târziu am
când deja lucrurile, o să înțelegeți un pic mai târziu, când deja lucrurile erau deja pe pantă descendentă, am făcut bani, într-adevăr am reușit să fac bani. Dacă ar fi să dau cifre, în prima lună am reușit să vând, în vremea aia era o lei așa, 19 milioane și în ultima lună de business am dus 10 miliarde. Era cifră de afaceri făcută. Și asta cu multă muncă, cu foarte multă muncă. Eram foarte încântat, aveam 13 angajați, era, hai de cap, cine a 13 angajați, aveam 8 mașini, făceam distribuție la nivel național, aveam un singur concurent în toată piața, oarecum n-aveam monopol, dar... Nu eram nici departe. Era o înțelegere între noi. Da, mă rog. Și la un moment dat am neglijat biserica, familia, și Dumnezeu a văzut lucrurile astea și a spus, Daniel, e momentul să te trag pe dreapta. Pur și simplu am luat o țeapă de 250.000 de euro. Țin minte că în vremea aia puteam să-mi iau 10 garsoniere banii. A fost groaznic. În momentul ăla a fost groaznic. Când mi-am dat că nu mai pot să-mi scot banii de la omul ăla, problema era că 150.000 de euro deja nu mai erau banii noștri și eu trebuia să plătesc la alții. Și atunci a venit un tăvălug uriaș peste noi, peste mine, peste familia mea. Primul om în care mi-am pus nădejdea că o să mă ajute să stea lângă mine, la care m-am gândit că el ar trebui să stea, a fugit, o cadă de lângă mine. În ce ți-ai găsit refugiu în perioada aia? În perioada aia, în multă muncă și dorință de a-mi reveni. Am încercat tot ce s-a putut să fac ca să nu să fie prăbușirea cât mai mică. Știam că vine prăbușirea, știam. Am pățit multe lucruri atunci. Am fost copleșit. Problema a fost că am început să dau vina pe Dumnezeu. Mă uitam cu disperare la ce vine, știam ce vine. Știam și de ce am pățit lucrul ăsta, din cauza neatenției și a dorinței mele de a face mulți bani. A dorinței nebune, aș putea spune acum. A felului în care te raportai tu la bani, de fapt. Da, deci perspectivele pe care o aveai. Deci, ca să dau o imagine, e ca și calul la care are... Da. Nu mai știu cum, dobloanele, da. Vede numai înainte. Nu? Și vedeam la fel numai bani. Și atunci Dumnezeu spus, dar nu, Daniel, tu n-ai fost creat să vezi numai bani. Te-am pus într-o familie și preot în casă. De fapt, eu nu mai eram preot. Preoția mea a dispărut. Trebuia să fii preot în casă. Da, trebuia să fiu preot, da. Cred că Dumnezeu nu e împotriva banilor în sine, e împotriva... alipirii inimii noastre de ei și felului în care îi privim, a opticii pe care o avem și a felului în care ne relaționăm cu banii. Pentru că sunt date exemple în Biblie, oameni care au fost binecuvântați cu multă, multă avere și bogăție și era un lucru bun înainte lui Dumnezeu, pentru că și i-a binecuvântat pentru că a văzut inima lor. Absolut, absolut. Îs de acord și acum văd lucrurile astea și eu, dar în momentul ăla mi-am dorit numai. Cred că vreau să-i arăt și părintele lui taică meu, cred că vreau să-i arăt, bă, și eu pot să fiu cineva. Și pe mine mă poate binecuvânta Dumnezeu. Dar nu am înțeles că Dumnezeu te binecuvântează, dar există niște limite în care trebuie să rămâi. Există niște reguli pe care trebuie să le respecti. Și atunci Dumnezeu are metodele Lui. M-a chemat mama într-o zi și mi-a spus, mă, mi-a vorbit mie Dumnezeu că o să te treacă printr-un cuptor. Și vreau să te scoată aur curat. Credeți-mă că în perioada aia am râs de mama și am zis, du-te mama cu tu, cu... vederele tale, nu mă interesează, o să vedem, o să vezi că pe mine Dumnezeu, oricum, uite-te pe mine, mă binecuvintează. Eu sunt binecuvântat Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să mă treacă prin cuptor. Într-adevăr, prin trei cuptoare. A fost extrem de greu. Ce s-a întâmplat? Cineva mi-a tras o țeapă de 250 de euro. Atunci am început cu disperare să rămân în picioare. Înainte de asta, un alt partener creștin a fugit în țară, din țară, îndatora
niște bani, îmi datoram în jurul la 30.000 de euro. Și m-am gândit, mă, îmi dă banii ăia, fac cumva, mai învârt, vorbesc cu ceilalți, da, măcar plătesc. O parte, plătesc, mai fac cumva să... Și omul ăsta a plecat din țară, a fugit din țară, avea și el probleme cu fiscul, n-am știut. O venit fiscul la el, a văzut un calendar de-a meu pe peretele lui și a venit să facă ceva în crucișor, să vadă, să descurce ceițele lui. Și atunci mi-a găsit ceva în neregul, dar trebuia să am o autorizație pe niște deșeuri și n-am știut și atunci tot ce am cumpărat deșeuri mi-a făcut ca banii aia. Dar banii aia erau încă 20.000 de euro. Și atunci am fost pus la pământ de tot jos. Aveam un credit din bancă, de fapt un cec contat, n-am mai putut face nimic. Aveam datorii la furnizori. Au venit problema că și ăia trebuia să-și plătească datorii mai departe, și oamenii ăia. Așa e în business, ești legat în lanț de altul. Au văzut că nu-și pot scoate banii de la mine. Am încercat, țin minte că am încercat cu juristul meu să mergem la un... să mergem la unul dintre ei și... Am încercat să-mi iau un angajament de plată, am spus ce am pățit, nu fug de a nu plăta datoriile, dar vreau o perioadă de liniște oarecum din partea lui ca să pot să-mi construiesc din nou, pot să-i dau banii. Și omul mi-a spus în felul următor, Daniel, nu mă interesează. A scos un pistol, mi-a pus pistolul la cap și mi-a zis așa, mă, pe mine, mie îmi trebuie banii, am văzut multe capuri pe Someș. În momentul ăla m-am uiat extrem de tare, mi-am dat seama că e grav. Și tot nu vedeam, interesant că, în loc să mă îndrept spre Dumnezeu, am strigat, m-am uitat spre Dumnezeu și am spus, cine ești, de ce mă joc de mine? Tu ești de mine, din cauza ta. Acum și copii, și fetița mea, și soția mea trebuie să sufere din cauza asta. În minte că au venit recuperatorii la noi acasă, era să iau o bătaie urâtă rău de tot. O venit cineva să-mi ia de acasă. A fost extrem de greu. Și cu toate astea mă uitam spre Dumnezeu. În loc să zic, Doamne, vreau să apară de la tine, vreau soluția de la tine. Nici de cum. Gândul meu era cum să fac bani, cum să repar lucrurile care le-am... alegerile care le-am făcut. Consecințele care au venit spre mine. Și mereu spuneam, Doamne, Tu ești de vină. Tu ești de vină. Am început să nu mă duc la biserică, un an și ceva, un an și 7 luni, categoric am refuzat. Mergea soția mea la biserică, țin minte, într-o zi ploua afară cu găleata. Și-a luat-o fetița mea, o pus-o în spate, pe umeri, și-a mers la biserică. Și mă întreba, nu vrei să vii cu noi la biserică? Nu. Ăsta e Dumnezeu care își bate joc de noi. Cum să mă duc eu să îl iubesc pe Dumnezeu ăsta? Nu vezi ce face cu noi? Au venit prietenii de la biserică, au venit păstorul de la biserică, o sta de vorbă cu mine. Țin minte că am niște cunoscuți care sunt păstori, au venit la mine și mereu le puneam întrebarea, dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce nu mă scoate pe mine din cazul ăsta? Și era o mândrie practic în mine, era o aroganță. Să ceri ajutorul lui Dumnezeu însemna să recunoști că sunt slab. Că ești slab, că ai greșit, da, și să-ți asumi răspunderea pentru acțiunile tale. La un moment dat îmi venea să mă sinucid. Mă gândeam, aveam copii împreună, noi doi, la grădiniță și o duceam pe fețele la școală și la grădiniță, că nu mai aveam altă activitate. Și mă gândeam, mă urc la etajul 4, deasupra la etajul 4, în care stăteam, și mă arunc de acolo. Singurul lucru care mă oprea să nu fac lucrul ăsta, mă gândeam totuși la soția mea și la fetița mea, cum să le las scoate datorii. Asta era în mintea mea și în gândul meu. Bă, nu, eram gata să mă duc sus, pe bloc, și la un moment dat, soția mea, extrem de înțeleaptă și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat asemenea soție. Soția mea n-o știu ce în mintea mea, dar a făcut un lucru extrem de important pentru mine, care nu m-a contrarit relația, dar m-a și salvat acum de la sinucidere. Mi-a spus așa, Daniel, nu contează
ce probleme avem. Noi Dumnezeu să ne scape de aici. Aș fi vrut atunci să zic, ce Dumnezeu? Totuși mi-am dat seama că ea mă iubește și că nu mă acuză de nimica și că e lângă mine. Și asta a fost extrem important. Și Dumnezeu a pregătit-o și chiar dacă eu eram un răzvrătit, un arogant, un mândru, bine mă, chiar eu s-o încurc așa. Și țin minte că am încercat să mă angajez. M-am angajat la un prieten cu care făceam business. A fost extrem de greu. După ce ești șef, să mergi să te angajezi, nu zic asta, o zic cu rușine oarecum, să nu mă înțelegeți, nu-i o aroganță. E foarte greu să fii angajat din nou. Rău îmi spunea ce trebuie să fac. Tendința mea era să mă uit înapoi spre să spun, mă, uite cum stai, că eu, stai că eu trebuie să spun ce trebuie să facem. Uh-huh. Îmi dădeam seama de statutul meu și mă opream. Eu s-o prind și după două luni mi-a spus, bă, Daniel, trebuie să ne despărțim că nu vreau să ne stricăm prietenia. Sigur că în momentul ăla aproape că l-am urât. Bă, dar îmi tai și macarona asta. Nu uitați că mereu spuneam, Doamne, Tu ești din cauza tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Apoi am încercat să mă angajez, mi-am găsit un job extrem de bun. Făceam foarte mulți bani acolo, am făcut foarte mulți bani. Să nu uităm că aveam datorii peste tot. Toată lumea m-a saltat, toată lumea m-a terminat cu telefoanele. Foarte greu mi-am vindecat o frică de a răspunde la telefon din cauza aia. Toată lumea m-a sunat pentru bani. Am nevoie de bani, am nevoie de bani, am nevoie de bani. Mi-am găsit un job, dar nu aveam voie să lucrez sâmbătă la jobul ăla. Într-una din zile mi-am alimentat, mă pregăteam să mă duc pe teren și mi-am alimentat mașina sâmbătă. Da. Nu mi-am dat seama că nu am voie să fac chestia asta. Și am rupt. Atunci am rupt relația cu firma respectivă și mereu m-am îndreptat spre Dumnezeu. Vezi, ori încerc să fac, pe când m-am gândit că pot să-mi dau datoriile, pe când m-am gândit că pot să realizez și eu ceva. Țin minte că rugasem pe administrator, nu știu dacă v-am mai zis, nu mi-a afișat datoriile. Rog, nu mi-a afișat datoriile la scară, că cred că mor. Mândria mea nu mă lăsa să... A venit un prieten la biserică și mi-a spus, uite, vreau să-ți dau 1 milion. M-am uitat la el, mă, trebuie să vă dau vouă bani, cum vii tu să-mi dai 1 milion? Era soția lângă mine, după ce a ieșit din casă, mi-a zis așa, mă, tu știi bine că aveam nevoie de bani, știi de ce ne-ai luat? M-am uitat la ea și am înțeles că nu are rost să continue. Țin minte că m-am dus să-mi iau un ziar de jos din poștă și am găsit 1 milion acolo. Bineînțeles că dacă l-am sunat, nu spun nimica. Prietenul ăsta meu, soția mea plânge bucurie că na, aveam nevoie de bani. Singura mea soluție, nu știu cum să zic, n-am mai avut ce face. N-am vrut să mă mai angajez. Am zis că și dacă caut în gunoaie, nu mă interesează. Și am început să caut în gunoaie. Știu că nu sună bine, dar nu căutam. Știam, am văzut pe țigan cum fac bani din fier. Și am zis, măi, o soluție. Se poate face bani de aici. Vreo 2 zile m-am umilit și nu mă interesa, mă gândeam la familia mea. Și mi-am adus aminte că în business-ul meu strângeam, ca să-mi recuperez banii de la oameni, strângeam deșeuri. Și am zis, mă, totul decât prin gunoaie, mai bine mă duc și vorbesc cu ei. Și m-am dus la primul, era Crăciunul, îi cumpărasem un brad la Antonia, colecția mea de ziare, aveam o colecție de ziare de vreo 10 ani, era ziarele. N-am ratat niciun număr. Nu vreau să mă despart de ea, dar Antonia m-a rugat, tati, vreau și brăduț. N-am bani, de unde să fac rost de bani? M-am vândut toată colecția de ziare pentru 5 lei. Și am cumpărat un brand de 5 lei, atât. De 50, era 50 de mii atunci, 5 lei. Era un dus micuț, dar am văzut bucurie pe fața ei și
Dumnezeu a început să facă, să vindece relația cu familia mea prin toate, în toate lucrurile astea. Aș mai vrea să fac o mică paranteză. Necazurile când vin toate odată. În viața mea nu mi-a fost rău. Chiar dacă a fost o mică durere, n-am băgat-o în seamă și de data asta, în drumul meu spre Constanța, într-un drum spre Constanța, a spart apendicita în mine, n-am știut. Simțeam o durere, dar n-am băgat-o în seamă și la 10 ani de urgență m-a operat de apendicita. Peritonită deja era spartă apendicita de 20 ceva ore în mine. Doctorul mi-a spus, numai Dumnezeu te-a scăpat. Și într-adevăr, cred că numai Dumnezeu m-a scăpat, pentru că am avut niște dureri uriașe. Soția mea era în spital, Antonia era în spital, am venit după 3 săptămâni și am intrat cu meningită la contagioase. Nu suportam lumina, nu mai suportam, mi se părea că toți care vorbesc, cum să călca soția mea acasă, mi se părea că dude, parcă trece un tank. Meningita a fost o consecință a peritonitei? A stresului. A stresului. Doctorul mi-a spus, dacă te stresezi, sistemul tău imunitar e foarte slăbit din cauza stresului și din cauza asta te bolnăvești foarte ușor. Foarte ușor, da. M-am uitat, el mi-a venit să râd, dacă ai fi tu în locul meu, nu cred că ai vorbi așa. Cum să nu te stresezi? Dar Dumnezeu vrea să te smerească, vrea să te duc pe calea Lui. Te crezi unor barosan că poți să faci bani, crezi că poți să faci, să ai glorie, să ai faimă, că practic și astea ți le dorești. Ca, nu ca orice om, dar fiecare om își dorește să fie apreciat de cei din jurul lui. Și să cred realizeze că, ceva. Da, să realizeze ceva. Și atunci, revin unde am terminat. Am început să strâng deșeuri. Țin minte că n-aveam bani. M-am dus pur și simplu cu Antonia de mână la omul ăsta. M-am dus la el cu Antonia ca să-l impresionez oarecum. I-am spus că nu am bani de Crăciun, că vreau să-mi fac și eu Crăciunul ca toți oamenii. Omul mi-a dat deșeu și îl transportam cu troleuzul. Pur și simplu nu mă mai interesa cum umblu, nu mă mai interesa ce văd oamenii. La un moment dat, cu milă și eu sunat pe toți oamenii, le-am spus, Daniel, uita pe noi când am fost la grep, cum a trebuit să-l ajutăm și noi pe el. Mi-am făcut niște bani și am început să strâng deșeurile de la țigani. Îmi trebuie autorizație de la primărie și de la mediu. Și veneau țiganii la mine pe stradă cu ce credeți? Cu căruțele. Prima aia era voie să intre. Veneau cu cai pe strada mea, numai balegă de la cai. Nu, gândiți-vă la vecini. O sunat la primărie. Domnule, pe strada asta, uitați, vin ăștia cu cruțele, n-avem nimica cu băiatul, dar cumva să nu mai intre țigani aici. Toți banii mei care am făcut, am venit de la primărie. Deci a fost... Orice făceam, mi-am dat seama că n-am niciun... Nicio scăpare. Niciun avânt. Deci, simțeam că pot să fac bani, știam cum să fac bani, dar toate lucrurile mi se împiedicau, mergeau în cap. Țin minte că o vecină trebuia să-i dau ceva bani și când o vedeam, treceam pe partea altă. Mi-era rușine să mă întâlnesc cu ea, era groasnic cumva. Ea era pocăită și mi-a spus, Daniel, nu mă interesează banii, hai la biserică, hai, restabilește-ți relația cu Dumnezeu. Și mi-a spus așa, m-am uitat la ea spre ea, care Dumnezeu? Uite-te, care Dumnezeu care bate joc de mine și de familia mea? Și am lăsat-o acum fără cuvinte. Oamenii se rugau la biserică pentru mine. Știu că, crescusem în biserică. De mic știam ce înseamnă Dumnezeu. Înțelegeam tot ce trebuie să fac, dar nu făceam din cauza că eram întunecat. Toată mintea mea era încețușată oarecum. De aroganță și de mândrie. Și... Țin minte că, mi sotea și macroana cu deșeurile, ce să fac? Și am spus așa, Doamne, am reușit un singur om mai venea și mi-aducea deșeuri. Și îl lua de la țigani și mi-aducea mie deșeurile. Dar nu mai aveam bani, cum am luat amenda aia mare. Și mi-a venit un gând, Doamne,
eu sunt gata, nu mai, mă las în mâna ta. Acum chiar să vedem ce se întâmplă, pur mă las în mâna ta. Nu mă interesează, orice s-ar întâmpla, fac ce și tu, fac ce vrei tu. M-am umilit așa, mai adut un hal în care n-am crezut niciodată că o să ajung aici, dar chiar mă las în mâna ta, vreau să faci ce vrei tu. A doua zi, omul ăsta nu dădeai doi bani pe el. Ți-am crezut că ceva boschetar. O veni la mine în casă, o veni la mine jos la garaj unde strângeam deșeurile și mi-a spus așa, vreau să vă zic că mi-a rămas doar garajul ăla. Din tot am pierdut tot. Tot ce am avut. Tot, absolut tot. Mașini, angajați. Tot ce am crezut că am agonisit, s-o dus pe apa sâmbetei. Și a venit omul ăsta a doua zi și a spus, Daniel, vreau să te ajut. A doua zi, după ce i-a spus în sălă Dumnezeu, Doamne, mă lasă mâna ta. Și vreau să te ajut. M-am gândit, bă, vreau să-mi dai 100 milioane. Primul meu impuls, te vă las, mă, în pace. Cum, ce să mă ajut tu pe mine? Și-a zis, numai vreau să afle și să știe și soția ta. Bine, hai sus. Acum, mi-era un pic ca să-i zic lui la mă, ăsta era singura mea șansă de a-mi face bani. Era așa un pic, mă, du-te, lasă-mă în pace. Era interesul oarecum care m-a împins să accept oarecum autorul lui. Să-i dau voie să mă ajute. Și omul ăla a chemat-o pe soția mea. A chemat soția mea. Și a scos un pachet din buzunar. A scos un, să zice, echivalentul la 8.000 de euro din zilele noastre. Le-a pus pe masă și a spus așa, Daniel, am văzut că ești harnic, că vrei să lucrezi, dar nu ai bani. Și eu vreau să te ajut. Uite, îți dau banii ăștia, mi-i dai înapoi, dar ți-i dau să poți să lucrezi. N-am rezistat să stau în fața lui. Țin minte că m-am dus repede baie să nu plâng în fața lui și am izbucnit în plâns și am știut că e soluția lui Dumnezeu. Dacă știam care bani, poate că eram tentat să-i cer împrumut. Dar au fost, unde se întâmplă și unul dintre astea. Cu atât mai miraculos că a venit el. Da, fără de la el, oferta. Da. A făcut o ofertă pe care n-am cerut-o, nici măcar lui Dumnezeu nu i-am cerut lucrul ăsta. Pur și simplu am spus, Doamne, mă lasă mâna ta. Și de acolo a început business-ul cu deșeurile. Deci, practic, n-am vrut să intru în el. A fost un business bun. Și eu e un business bun. Sigur că în orice business trebuie să fii atent, să strămoși cheltuielile, să strămoși timpul, să acorzi timp familiei. De data asta am fost foarte atent, extrem de atent, să dau timpul meu familiei mele. Asta vreau să te întreb, care sunt prioritățile tale acum? Împarți între biserică, între afacere, între familie. Ai ordinea priorităților? Da. Sau mergi după cum vine valul? Nu cum vine valul. De data asta încerc să-mi planific timpul. Cel mai important timp, care îl consider că îl dau și lui Dumnezeu, e timpul cu familia mea. Avem 4 copii acum. Sigur că copiii necesită multă atenție. Îs bucuros că pot să le dau atenție mai multă pentru că fiind business-ul meu, să mă rup și în timpul zilei. Să mă duc să-i duc la școală, să-i aduc de la școală, să-i duc la grădiniță, să mă implic în activitățile care le au uneori la școală. Plus că am început să mă implic în biserică, în lucrarea cu tinerii, în organizare tabere. Vara îmi aloc o săptămână special pentru copiii mei, într-o tabără de tătici și copii, pe care copiii mei o savurează și povestesc la școală. Învățătorii și profesorii mă întreabă la școală ce înseamnă că copiii sunt foarte încântați, le povestesc de-a dreptul în fiecare an. Le povestesc la diriginți și la învățători. Lucrurile s-au schimbat și sigur îmi doresc să fac bani, dar nu cu orice preț. Îmi doresc să fac bani ca să pot să-mi întrețin familia și trebuie să punem ceva deoparte cu atât mai bine. Cum abordezi astăzi greutățile pe care le întâmpini în afacere? Pentru că știm cu toții, mediul economic e foarte instabil, legislația într-o continuă schimbare în țara noastră.
Cum le privești, cum le abordezi în momentul în care apar problemele, văile de care ai pomenit la început? Da. Cea mai mare provocare pentru mine în domeniu este să... să-mi plătesc impozitele. Da? Vin impozite extrem de mari și de multe ori te gândești, mai nu fac nici 5% din câte impozite plătesc. Și văd pe alții cum reușesc să eludeze legea. Se eschivează. Se eschivează, da, da. Găsesc soluții care nu sunt chiar ortodoxe, zicem așa. Și uneori ești provocat să folosești metodele alea. Pentru că-s bani câștigați ușor. Da, și acolo e provocarea. Dar întotdeauna Dumnezeu a fost de partea mea și ei se miră cum reușesc să îmi plătesc impozite. De multe ori îmi spun că sunt nebun, că fac lucrul ăsta. Eu le spun mereu că l-am pe Dumnezeu. Da, le spun, mă, eu l-am pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus așa, spune că eu te iubesc și eu să vadă și o să spună lucrul ăsta. Că Dumnezeu te iubește. Și într-adevăr văd mâna lui Dumnezeu, văd iubirea lui Dumnezeu. Na, n-aș vrea să mă transform într-un fățarnic. Văd iubirea lui Dumnezeu. O simt de-a dreptul. Și o provocare. Să fii businessman creștin, trebuie să lucrez foarte mult în domeniul cu categoria socială joasă. Cu foarte mulți romi. Și foarte greu, ești foarte provocat de atitudinea lor, de modul cum se aportează ei la business. La business-ul tău. Și atunci trebuie să fii creștin ferm. Oare? Principii solide de la care să nu te abați. Principii solide, da, și atunci ei știu, mereu îmi spun, a, mergeți la pocăitul. Mergem la pocăitul. Uneori ești tentat să furi la cântar, ești tentat să faci banii repede, dar faptul că am respectat și am continuat să stau lângă Dumnezeu și să aplic principiile Lui, a fost un câștig. Pe termen lung, pe termen scurt, ți se pare că pierzi. Dar pe termen lung, rămâi în picioare. Alții, pur și simplu, mi-aduc aminte de un psalm, că mă uitam la cei răi, rugind, cum fac banii și cum așa de ușor le merg, așa de bine le merge lucrurile și tu chinui uneori să fii cinstit, duci o luptă uriașă. Și săptămâna trecută a venit la mine cerșind niște bani, mi-a făcut o milă de el. N-am vrut să-i dau. Până la urmă a insistat și am dat 50 de lei. După câteva zile m-a sunat soția lui că mi-a spus că a murit. Și mi-am adus aminte de psalm, uite-te la sfârșitul lor. La sfârșitul lor de viețuire. Un om chinuit, un om care clar nu a mers. Nu a mers în prezența lui Dumnezeu. Cu ce s-a ales? Cu ce te alegi? Care-i sfârșitul tău? Succes? Succes nu înseamnă bani. Important e să ai succesul vieții, zic eu. Succes în viață vine pe lângă succesul vieții. Dacă stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu e drept. Și răsplătește. Deci e posibil să ai un echilibru între afacere, biserică, familie? Da. Și să dă liniștit noaptea. Da, cu minimă organizare sau cu multă organizare e posibil. Unul din beneficiile businessmenului că are mult timp liber, mai mult timp liber, un pic ca și un om obișnuit. În 2012, la sfârșitul lui 2012 și începutul lui 2013, am fost pentru o lună de zile în Namibia, într-o misiune umanitară, într-o misiune de evangelizare, într-un loc unde sărăcia e extrem de mare. Am dorit de mic să ajung în Africa. N-am crezut că o să pot vreodată să ajung acolo. E tot meritul lui Dumnezeu că am ajuns acolo. Am ajuns acolo și am văzut extrem, extrem de multă sărăcie. Copiii, într-un sat acolo, sunt cam 7-8 familii. 14-15 adulți și restul, fiecare familie are 7-8 copii. Ei se ocupă cu vânatul. Țin mint că ei își fac uneltele, toți își fac uneltele manual, deci nu și le prelucrează. Ăsta e un arc făcut din piept de porc spinos și o
botă de acolo, pur și simplu. Astea sunt arcurile lor. Cu o săgeată care e extrem de eficientă, am încercat-o. Tolba este practic da. O scoarță de copac. E o scoarță de copac cu piele de căprioară. Uh-huh. Căprioarele lor, nu mai știu nu cum cap foarte multe săgeți tolba. Pro 4-5 săgeți, dar n-au nevoie de mai multe pentru că una, două săgeți și și-o atins, scopul. Am foarte aici un cuțit, da, da. Cuțitul acela îmi place da. Mult deosebit. Un cuțit făcut manual de ei. Am dat, dacă, nu știu dacă o să mă credeți, dar am dat o pereche de șosete folosite. O venit, venea iarna la ei, iarna are 20 de grade, dar ei dimineața când erau 25 de grade veneau cu căciuli în cap și cu geci îmbrăcați. Și pur și simplu au nevoie de șosete. Le-i foarte frig, le-i foarte frig. Pentru arcul ăsta l-am luat pentru o bluză. Am dat o bluză pe el. Când ne-am dat seama că ne-am dat șosetele, atunci am zis, mă, pot să fac rost de suveniruri foarte... Îi ajut și pe ei și am și o suveniruri frumoase când ajung în România. A avut succes cu ale împărtăși despre cuvântul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu? Da, Africa este foarte deschiși la lucrul ăsta. Este o bază de misiune în Namibia. Este o familie care se ocupă, o familie de români din Oradea, care sunt cu copilor. Sunt misionari acolo. Noi ne-am dus baza de misiune. Am fost într-o lună de zile, am văzut cam 3.000 de oameni. Am fost pe sate. Satele lor, v-am zis, nu sunt mari. În deșertul Kalahari, practic, am fost. În o au zonă... surse de apă? Da, în ultima vreme, guvernul a săpat fântâni, dar multe fântâni am reparat, o parte din ele s-au reparat. Ei trăiesc sub frica, sub sceptrul elefantului acolo. Când văd elefantul, fug de el de... Știu ei de ce. Știu ei de ce, da. Fug de numai. Într-o seară am fost într-un sat. Țin minte că nu mai aveam apă, să ne spălăm. Și am rugat frumos să meargă după apă. Apa era la 1,5 km de sat și o refuzat categoric de frica elefantului. Nu a spus că le frică și... Na, o trebuie dimineața, să stăm dimineața să facă ziua ca să putem să mergem să ne luăm apa. Observ că ai adus un soi de săpăligă? Da. Este o unealtă pe care o folosesc ei? Asta e unealta lor. Acum, sigur că ei știind că au văzut că mi-am luat deja câteva lucruri, de bucurie vreau să ne dea și ei ceva. Și-au făcut o unealtă un pic mai mică. Ei sapă hrana acum, hrana acolo doar vânează și nu pot să vâneze mare lucru, pentru că guvernul nu prea îi lasă să vâneze din cauza că vin turiști și plătesc pentru vânat. Și atunci numai anumite tipuri de animale. Au început să mănânce, ei mănâncă broaște, foarte multe, și cu săpăliga asta sapă în pământ după alune de pământ. Un fel de arahide, sau mai exact arahide, care se găsesc numai vreo 4 luni pe an. Mănâncă, am văzut că mănâncă viermi, pur și simplu iau viermi și fierb și mănâncă, sau... Unul din misionarii cu care am fost, unul din băieții cu care am fost, eu învățat să mănânce lăcuste. Da. Zona unde am fost mulți șerpi, unul din cei mai veninos șerpi sau cel mai veninos, Black Mamba, pe o scară de la 1 la 10, 10 la venin, 10 la rapiditate. Am întâlnit și câțiva șerpi, dar Dumnezeu ne-a păzit acolo. Dar cel mai important ce vreau să subliniez e că oamenii ăștia avizi după cuvântul lui Dumnezeu. Biblia încă nu-i tradusă în limba lor, doar Evanghelia după Matei. Acum se lucrează de câțiva ani, de 8 ani se lucrează la traducerea Bibliei pentru ei. Și am văzut acolo, când am venit în România și om de afaceri, am simțit pentru prima oară că pur și simplu nu contează deloc banii. Absolut deloc. O deșertăciune. Oamenii noștri, țiganii de pe patară, sunt bogați. Deci oamenii noștri, din categoria socială cea mai de jos, sunt bogați față de ei. Intenționezi să te întorci dacă mai ai ocazia? Da, măcar pentru 3 luni, 4 luni. Deci... Aia e investiția adevărată. Dacă se poate un an, dar nu pot să-mi las business-ul neapărat. Prefer să ajut pe alții să meargă și să facă treaba ei cu adevărat acolo. Oameni mai pregătiți ca mine din punct de vedere
acolo se trece într-o sărăcie cruntă. Nu poți tu, ca și misionar sau ca și om, am învățat. Acolo am făcut agricultură, am urât agricultura, n-am vrut. Am fugit și când eram tânăr. Părinții mei încercau să mă ducă la agricultură. Făceam orice, numai să nu mă duc acolo. Și acolo ai făcut-o cu drag. Și acolo, în mintea mea, m-am dus orice o să am de lucru, orice să-mi dea de lucru, o să fac. Am fugit de mecanică. Niciodată n-am vrut să am degetele bate cu ulei. Deși am un business cu fier vechi sau cu materiale reciclabile, cât s-o puteam încerca să nu încarc, să nu descarc eu, să coordonez lucrurile, dar acolo pur și simplu am transformat un fier vechi într-o remorcă care pot să, cu care se descurcă ei să transporte oameni. Apoi, un alt lucru de care am fugit, construcțiile. Deci, când mi-am căutat de lucru, întotdeauna am evitat domeniul. Clar, categoric, nu. Din păcate, am făcut lucrul cel mai de jos din construcții. Eram salahor pentru oameni, eram muncitorul necalificat. Toți ceilalți au construcții cu care am fost și ceva trebuia să le facă materialele. E lucrul cel greu de acolo. Na, l-am făcut cu bucurie, era pentru Dumnezeu, nici nu am pus problema de... Când te pui la îndemâna lui Dumnezeu, te transformi. Nu te mai interesează ce zic ceilalți de lângă tine. Dar împlinirea și nivelul de satisfacție, cred că absolut. Este... Absolut. Am venit de acolo schimbat. Altfel. Am mers pe oameni să schimbăm noi. Ne-am gândit că o să schimb oamenii, dar ne-o schimba pe noi Dumnezeu acolo. Și am simțit, am venit revigorați total. Și din punct de vedere spiritual și... altă optică, altă viziune asupra vieții. Thank you.